10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oglinda. Când eram mai mic, obișnuiam să-mi petrec timpul în fața oglinzii, dar nu pentru că sunt frumos sau urât, ci eram fascinat. Spune-i cum vrei, narcisist, orgoliu, ciudățenie sau chiar plictiseala nemărginită a unui copil cu o imaginație bogată. Dar când mă uitam la reflexia mea, înconjurat cu tapetul de flori din baie, parcă dispăream într-o altă lume. Gândurile îmi explodau cu fantezii despre aventuri eroice sau drame. Casa în sine nu era foarte veche. Cred că a fost construită în anii 60. Și câteodată, când mai veneau prietenii să doarmă la mine, îmi spuneau cât de frică le este în această casă atunci când scândurile gemeau în bătaia vântului sau când mergeau pe holul înfricoșător de lung, de lângă baie. Din cauza oglinzii imense, de felul în care era poziționată și atinsă de lumina sumbră, un prieten a refuzat să mai meargă la baie atunci când venea la mine. Când l-am întrebat pe tatăl meu despre acea oglindă, mi-a spus: câteodată lumina slabă te face să crezi ceva ce nu este acolo. Mi-a spus să nu-mi fac griji. De fapt, mi-a mai spus și: nu-ți mai petreci atâta timp în baie. I-am urmat sfatul, ca orice copil care ascultă sfatul tatălui. Așa că, în timp ce părinții erau plecați din casă, mai mult ca sigur după cadourile de Crăciun, am luat o lumânare cu mine când m-am dus în baie, după care am închis lumina și ușa. Nu știu cât timp am petrecut în fața oglinzii de deasupra chiuvetei șoptind: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Sincer, chiar nu știu. Mă uitam fascinat în oglindă, în timp ce fața se transforma iluzoriu cu tonuri neregulate în umbra luminii lumânării. Eram uimit de cât de inumane și vicioase deveneau caracteristicile copilăriei mele. Micul fior pe care îl dezvoltam în suflet cu o simplă iluzie optică devenea o nouă parte din obsesie. Făceam intenționat ca atmosfera să fie mai sinistră. Făceam fețe ciudate în oglindă, morbide, în timp ce suflam încet în lumânare ca umbra să joace pe pereții băii și totul să devină sumbru și înfricoșător, după care răsuflam tare din adâncul sufletului, iar prezența mea demonică umplea camera. După mai multe zile de întâmplări rupte din adâncul minții imaginate de un copil îngândurat, am început să aud sunete parcă șoptite, încete, distinctive, parcă de pași pe parchetul holului. Așa că am început să las ușa deschisă la baie. Când lăsam ușa deschisă, puteam să văd până în capătul holului lung și înfricoșător și de unde s-ar fi auzit sunetele în surdină. Această obsesie, indiferent de ce gândești, este cea mai mare greșeală pe care am făcut-o vreodată. Ultima dată când m-am uitat în oglindă a fost într-o noapte când părinții mei s-au dus la culcare. Ca un rebel călit, am furat o lumânare mov, înfășurată într-o coroană de flori, care a fost pusă deoparte, într-o debara întunecată și care trebuia să fie folosită, mai mult ca sigur, în noaptea de Crăciun. Și mi-am început ritualul de stăpânire de sine. După ce am aprins lumânarea și mă priveam fix în ochi, eram fascinat cum fața începea să se contureze într-o mască de putere crudă. Atunci am auzit cum parchetul de pe hol geme în agonie. Inima s-a lovit de coaste și aproape m-a lovit cu capul de ușă când m-am întors să mă uit. Strălucirea lumânării se vărsa pe mine și pe hol. Umbra mi oscila și pâlpâia pe holul gol, în timp ce aerul mișca flacăra. După ce m-am întors înapoi la oglindă, al doilea sunet mi-a făcut ca părul de pe gât să se târască pe coloana vertebrală. În reflexie, umbra dansa pe peretele din baie și pe o porțiune din hol. Am simțit vibrațiile celui de-al treilea sunet venind despre holul gol. M-am uitat înapoi pe hol în timp ce am închis ușa panicat. Nu era nimic acolo. Am răsuflat ușurat și am început să râd de paranoia mea. M-am întors la oglindă. Râsul mi s-a oprit radical la groaza vizibilă din mintea mea. Acolo, în oglindă, stând cu mâna pe umărul meu, era o ființă. Nu știu cum să o descriu.
Ființa care stătea lângă reflexia mea avea peste 2 metri înălțime, cu niște găuri în loc de ochi și cu o față mâloasă, cu o formă animalică și craniu alungit. Se uita la mine. Pielea de pe fața ființei sângera puroi putrezit, pentru că era întinsă peste cadrul care îi era trup. Cu gura întredeschisă, i-am putut observa dinții negri și ascuțiți, stricați. Vedeam cum saliva de foame. Nu avea oase vizibile. Era o creatură a întunericului negrit, care stătea lângă mine într-un costum de carne care nu era pe măsură. Părul grosier se vărsa din spatele urechilor umane și devenea mai gros în josul trunchiului său gol, descărnat. Reflexia mea a arătat teroarea de pe fața mea atunci când creatura s-a aplecat și a început să-mi șoptească ceva. Când s-a apropiat de nivelul meu, din spate au căzut niște prosape agățate și am simțit cum căldura se răspândește prin pantaloni. Creatura a început să vorbească și chiar dacă gura îi se mișca, nu era sunet. Unghiile îi erau purulente și putrezite până la cea de-a doua încheietură a degetelor. Tremurând, m-am întors. M-am întors să mă uit la mâna anormală, prea speriat să mai simt ceva pe umărul meu. Nu era absolut nimic, niciun monstru care umblă prin întuneric. Dar respirația mi-a devenit greoaie atunci când m-am uitat înapoi la oglindă. Reflexia nu s-a mișcat din locul în care ființa îl ținea. Ființa a început să se apropie de oglindă în timp ce eu am simțit peretele cum mă apasă pe spate. Cât timp voi trăi? Cât timp voi trăi? Nu voi uita niciodată chinul din proprii ochi în timp ce ființa a expirat pe sticlă, aburind-o. Cu un deget strâmb, lung și înspăimântător, a desenat un zâmbet pe oglindă, ca și cum ar fi provocat să intervin. Răsuflul ființei a făcut ca ochii să plângă într-o crudă grimasă. Reflexia mea a început să țipe mut și părea că se zbate și imploră eliberarea. Ființa și-a pus mâna cangrenată peste gura reflexiei mele și a rupt gâtul într-o mișcare ușoară, după care a început să-și rupă propria piele cu o mână, părând că dispare în umbră, în timp ce ținea reflexia moartă cu cealaltă. Într-un moment de criză, am reușit să țip atunci când am văzut cum decojește pielea reflexiei mele. Am căzut jos într-un plâns isteric, iar mama a deschis ușa câteva clipe mai târziu, aprinzând lumina. Mi-au explicat că sunt erori nocturne și chiar îmi doresc să cred asta. Am început să mă documentez, dar nu am găsit nimic. M-am dus și la un terapeut, care mi-a recomandat un psihiatru. Într-un final, m-am obișnuit să nu spun nimănui. Când au stat cu mine în baie, nu au putut să vadă ce mi-a făcut. Mi-a luat mult timp să mă uit din nou în oglindă. Dar când am reușit, m-am îngrozit când m-am văzut zâmbind înapoi. Pielea deja începea să se întindă. Puls 0.